copiii lui Wesley și Enid se joacă cu nisipul. Hei, pentru ce e Coca-Cola aceea? Uite, ceva e sub nisip! Săpați mai adânc și veți găsi! E ca un ou, uite, se deschide! O păpușă vampir sirenă? Auleu, m-am mușcat! Păpușa s-a transformat într-o adevărată sirenă vampir! Rar! Oh, nu! Vă iau pe voi, fetelor! Cu mine prin portal! Enid și Wednesday tocmai și-au văzut copiii fiind luați! Oh, nu! Unde au mers? Trebuie să existe o intrare! Ce se întâmplă dacă ne mănâncă fetele? Ha? Portalul s-a deschis! Mai bine ne pregătim armele! Hai să mergem! Oh, arma lui e mult mai mare decât a noastră! Acest portal e interzis pentru oameni! Trebuie să fii sirenă ca să intri? Ca această siluetă de sirenă! Trebuie doar să arătăm ca sirenele? Necesită o schimbare de look! O să încep cu un far de pleoape? Ups, să nu-mi pice în ochi! Wednesday, e rândul tău! Nu am nevoie de asta! Uite, e Think! Ăsta e noul tău stil? Aș avea nevoie de ciorapii ăia, te rog! E jenant! O să pun ciorapii ăștia pe cap! Apoi o să adaug blaș pe obraj! Vezi, arată ca solzii! Pot face mult mai bine cu cărbunele ăsta! O să fac exact ce-a făcut ea! Ciorapi pe obraz și aplic blașul! Prea ușor! Ha? Acum aplică și ruj! Eu am doar cărbune și nici măcar nu e bun la gust! Aha! Acest mic flamingo mă poate ajuta! Bon apetit! O să mănânce cărbunele pentru mine și o să-l transforme în ceva moale! Vrei să-ți pui găinați de pastăre? O să folosesc asta ca să-mi pictez buzele! E un mic sacrificiu pentru a-mi recupera copilul! Gata! Machiajul nostru arată perfect! Să mergem la portal! Ei, acum arătăm ca niște sirene! Nu e suficient? Unde sunt accesoriile voastre faciale? No! Reveniți când le aveți, oameni țicniți! Ce-ar trebui să fac? Să verific cutia mea de bijuterii! Oh, am găsit gadgetul meu bling! Tada! Perle instant pe fața mea! Și eu o să iau perle din această scoică, apoi o să le zdrobesc în bucăți mici! Haia! Așa de satisfăcător! Acum îmi moi fața în ele și voilà! Bijuterii instant pe fața mea! V-ați întors? Bun, acelea sunt bijuterii cool! Cu toate astea, părul vostru e doar o coafură umană plictisitoare! Ah, pe bune! Hai să vedem cum se descurcă mamele voastre folosind oglinda mea magică! Sebastian, vino aici! E nevoie să le distrugi planurile? Iată-le! Ha, ha, ha. Ar trebui să folosesc cleștii și să le tai părul! Hehehe, îmi place să tai! Coada mea? Dragă mea coadă frumoasă, îmi va fi dor! E într-un loc mai bun acum? Știu cum să te ajut! Să tai și cealaltă coadă și să-mi înlocuiesc cu una de sirenă! Ce? Groaznic? Nu pot să cred că am culori în păr! Ce zici de asta pentru un păr de sirenă? Arată fantastic! Care este stilistul tău? Aș vrea să-i fac o vizită! Cred că e rândul meu să-mi decorez părul! Hai să începem! O să încep prin a adăuga sclipici deasupra șuvițelor mele. Apoi o să le închei cu agrafe de sirenă. E simplu, dar așa de drăguț! Wow! Acea coafură ar putea trece drept a unei prințese sirene! Bună treabă! Coafura e gata! Micuța Enid, e rândul tău! A, unde mă duci? Hai să vedem cât de mult cântărești! Greutatea oaselor de pește nu e suficient? Sebastian, du-le să se îngrașe sau o să te fierb în cazan! Ah!
tot nu le place, va trebui să-mi intensific jocul. O să tai peștele crud în bucăți și o să torn Coca-Cola în amestec. Să amestecăm cu blenderul și să-l transformăm în geleu. Wow! Putem avea geleu cu suc? Arată destul de delicios! E impresionant! Doamne, de ce sunt atâtea arme? Am găsit ceva! Un top alb simplu? Hai să-l facem mai frumos! Punem topul jos! O să fac un model de solz de pește folosind lipici! Apoi o să adaug puțin colorant alimentar peste tot și o să le amestec împreună exact ca solzii curcubeului! Topul meu de sirenă e așa de frumos! Wow, sunt așa de frumoase! Dar părul de la sub braț nu e permis în țara sirenelor! Dă-mi guma! De ce? O să folosesc asta ca să-mi smulg părul de la sub braț! Groaznic! Nu vreau să-mi o dai înapoi! Acest caiet de rețete e confuz! Uite aici, o să distrage scrabul cu un pește! Vino la mine, mică gustare! Gacha! De ce m-ai mușcat? Acum o să arunc această bomboană de baie roz în cazan! Aveți grijă! Erupție! Un vulcan de bule? Ajutor! Așa merită! Nu putem intra acum? Ai nevoie de o coadă de sirenă pentru a intra! Tu încă ai acele picioare umane scurte? Ficele noastre sunt în pericol! Creatură urâtă de alge! De unde mi-au o coadă? Nu am genul ăla de haine pentru asta! Așteaptă! Am o coadă de sirenă în dulapul meu? Perfect! Va trebui să caut comoringul noi! O să fac o coadă de sirenă din acest sac! Suntem gata să notăm în portal! Prietena ta nu are coadă? E un sac de gunoi! Va trebui să-l ard! E jenant! Trebuie să plec! Am vrut întotdeauna să încerc patine cu role! Să vedem dacă se potrivesc pe aripioare! Hai! Oh, nu! Aș vrea să am picioare umane! Vrei să mergi cu role? Știu ce să fac! Aceste role sunt distractive! Vrei să le încerci? Apoi dăm coada ta în schimbul picioarelor mele! Așa facem! Să facem magia! Da! Am picioare umane! În sfârșit am o coadă de sirenă! Hai să ne salvăm copiii! Acum puteți intra în portal, doamnelor! Mult noroc în călătoria voastră! E timpul să tăiem copiii! Stai! Nu te voi lăsa să-mi distrugi masa! Atacă! Haia! Nu ești pe măsura mea! Nu când ești legat cu o bandă în jurul cleștilor! Și cu o găleată pe cap! Tridentul meu e foarte puternic! Fiindcă a deschis poarta pentru a elibera fetele! Această oglindă va face raza să ricoșeze înapoi la vampir! Sirena malefică s-a transformat în pește! Fetele noastre sunt în viață! Așteaptă! Puteți schimba locurile? Minunat! În ceea ce privește peștele vampir, Sebastian s-ar putea să-l vrea! Bon appetit! Mă rog să nu mă răniți! Sunt nevinovat! Timpul gustării? Slime roz și negru? Wow! Oh, nu! O păpușă Barbie se neacă? Ar trebui să o curăț! Poate există o altă păpușă în slime-ul meu negru? Așteaptă! E o păpușă Wednesday? Păpușa Barbie și Wednesday? Nu vrea Wednesday! E timpul să mă joc de-a doctorul! Ajută-mă! Trebuie să repar pe Barbie! Am defibrilatorul! Prea multă electricitate! Ce se întâmplă cu Barbie? Barbie a prins viață! Ce loc e ăsta? Oh, salut! Wednesday trebuie și ea salvată? Think întotdeauna acolo când ai nevoie de ajutor! Wednesday a prins și ea viață să răspândească întunericul? E așa de înspăimântătoare!
trebuie să schimbăm lucrurile. Noi o să fim doctor de data asta. Mă simt rău. Ești bine? Am nevoie la toaletă. Wow, acelea sunt bomboane M&M's? Sunt așa de multe. Să sărim prin ele. S-a blocat în nasul meu. Doctore, ajută-mă. Ia loc, arată-mi ce e neregulă. Nu pot să respir. Am o soluție. O să lipesc puțină bandă cu o sfoară pe ea. Apoi o să agăț celălalt capăt al sforii pe acest elicopter de jucărie. Când acest elicopter zboară, o să tragă M&M-urile din nasul tău. E timpul să zburăm. Oh, Doamne! Asta e o sfoară lungă de M&M-uri. Funcționează! Ce s-a întâmplat? Copilul țipă! Wednesday? Elicopter cu muci și M&M-uri? Asta nu pare sigur! Trebuie să găsim o soluție mai bună! Ia să văd! Oh, așteaptă! Am o idee! Putem folosi acest irigator nazal! Îl lipim pe o nară și împingem toate M&M-urile din cealaltă! E așa de bine să respir din nou! Acum ești în siguranță! Mănâncă sterciul? Nu vreau! Dar trebuie să mănânci? Nu! Am spus să-l mănânci! Nu! Atunci stai flămândă! Ești bine? De ce n-ai mâncat încă? Yikes! Miroase urât! Știu ce să fac! O să iau un dozator mini și o să scot borcanul! Apoi o să-l umplu cu terci, apoi o să-l pun înapoi pe dozator! Ești pregătită să vezi trucul? Funcționează! Ai văzut vreodată un biscuit în formă de Barbie? Vin și bocancii! Biscuiții Barbie sunt gata! Vreau și eu unul! Asta e pentru pacienta noastră! Încearcă-l! E așa de dulce! Vreau mai mult! Și uite așa îți hrănești corespunzător pacientul! Vreau să construiesc un turn cu aceste cărămizi! Wow! Wednesday are căști pe urechi, de aceea se bucură de aceste mișcări de dans! A lovit cărămizile fetei, iar una a mers direct în gâtul fetei! Wednesday e prea ocupată să danseze pentru a auzi fata! Oh, nu! Ajutor! Mă sufoc! O să fac manevra Heimlich! Hai, să scoatem afară! A funcționat! Ce irresponsabilă ești, Wednesday? Oh, nu pot să cred că am înghițit această cărămidă mare! Oh, am o idee! Ia să văd această cutie pentru căști! Va fi utilă? O să torn ciocolată în formă pentru căști! O închid și o las să se întărească! Agită, agită, agită! Uite, ciocolata are forma căștilor! Și mai bine, o poți muia în sos de ciocolată, fulgi de căpșuni și pudră de afine! Încearcă! Nam! Atâtea arome! Mă bucur că-ți place! O să câștig provocarea de Skanderberg! Haide! Am pierdut! Hei, mi-ai rupt unghia? Ajutor! Ce s-a întâmplat? Nu! Și-a rupt o unghie? E vina lui Sting! No! Mă rog, mi s-au rupt și mie unghiile, nu ești specială! Eu le-am stilizat cu foarfeca de grădină! No! Dă-mi mâna! Mă înspăimânt! Hei, ce faci? Ce? Pleacă, mă voi ocupa eu! Oh, draga mea, ia să văd! O unghie ruptă? Yikes! Trebuie să o acoperim! Aha! Dă-mi o frunză, te rog! Mai întâi o să-ți acopăr unghia cu o frunză și o să o tăiem la dimensiunea unghii tale. Desigur, trebuie să o facem frumoasă cu oj roz! Sclipiciul face totul distractiv! Îți plac noile unghii? Roz și sclipici? Așa cum îmi plac! Mișcă-ți vârfurile degetelor! Wow, așa de frumos! Nimeni nu se uită? Acum e șansa mea să mănânc bomboane! Am o sticlă întreagă! Așa de bun! De ce nu dormi încă? Oh, Doamne! Dinții tăi sunt așa de murdari! Fără bomboane, domnișoară, e timpul să te speli pe dinți! Nu vreau!
te rog, spală-ți dinții. Hei, mă ocup eu de asta, fiind am nevoie de o mână. La ce se gândește Wednesday? Oh, Doamne, Think are o gură? Hai să-ți smulgem un dinte! Eww, dantura ta spartă s-a transformat într-un monstru! Ha? Trebuie să tai acest dinte cu un cuțit! Trebuie să fac asta cât mai înspăimântător posibil, astfel încât fetița să mă vadă! Uită-te la toată infecția din interior! Asta se întâmplă când nu-ți speli dinții! Nu! Îmi spăl dinții? Nu vreau să am un dinte monstru! Wow! Nu pot să cred că trucul tău a funcționat! Sărituri, sărituri, sărituri! Oh, vai! Picioarele ei murdare pătează patul! Oprește-te imediat! Nu vreau! Bleh, o să mă joc în altă parte! Oh, vino! Auci! Unde crezi că te duci? Oh, e un burghiu! Relaxează-te! E așa de înfricoșător! Nu! Oprește-te din fugă! Vino înapoi! Arată-mi acele picioare murdare! Oh, așa nu funcționează! Ești bine? Doctorul mă aleargă cu un burghiu! Așa e? Am spumă care miroase a flori și poate face o ștampilă cu floare? Picioarele suf! Uite, o să apăs spumă pe picioarele tale! Ce floare frumoasă, nu? Bine, acum o să scot murdăria! Cine are nevoie de un scrap pentru picioare când ai asta? Mă ciupește! Gata, acum pot sări cât vrei! Cât mai sus! Yay! Ador să sar! Hei, trezește-te! Oh, nu! De șoc, fata a sărit din pat! Auci! Mi-am zgâriat genunchiul! Ajutor! Doctor! Vin! Ce s-a întâmplat? Am o rană! Oh, dragă! Trebuie să o tratăm imediat! Ce-ar trebui să fac? Știu! O să injectez un unguent într-un bețișor de ureche! Strâng celălalt capăt și las tot unguentul să se adune la un capăt al bețișorului. Aplic ușor pe rană și termin cu un plasture vesel. Cu siguranță asta mi-a adus zâmbetul pe buze! Mersi, Dr. Barbie! Oh-oh, cineva pare că are o dimineață proastă! De ce am atât de multe coșuri? Îmi spargi timpanele? Un coș! Da, așa de satisfăcător! E timpul să fac un experiment! Oh-oh, ce are în minte? Oh, sunt șoarecii mei! Ei bine, trebuie să iau doar puțin pământ de mormânt! Torn puțin într-un flacon și acum vom adăuga puțin venin de șarpe! Lasă totul să iasă, prietene! Ar trebui să fie suficient! Ce-i asta? Ingredientul final? Sânge! Nu-ți voi spune de unde provine? Amestecul e aproape gata! Să-l turnăm în mașina de făcut măști de față și să adăugăm o pastilă de mentă! Masca de față e în curs de realizare! Experimentul prinde contur! Încearcă-o! Sunt sigură că această mască îți va elimina coșurile! Trebuie doar să arăți ca Grinch pentru puțin timp! Să vedem! A făcut și mai rău! Ups! Ce s-a întâmplat feței tale? Mă doare! Un moment! Voi face niște produse mai bune pentru îngrijirea pielii! Mai întâi, trebuie să spargem un ou și să turnăm albușul fără gălbenuș! Acum îl vom agita bine și energic! Albușul s-a transformat într-o spumă și trebuie să transferăm totul într-o sticlă! Uită-te la noul corp cool al lui Ken! Uită-te la asta! Ken va stoarce spuma când îi strângem corpul! Lasă să picure pe toate coșurile tale! Un masaj facial de calitate! Suntem aproape gata! Ștergeți fața și să vedem rezultatul! Pielea mea e așa de fină! Acum vom avea o dimineață minunată! Wow! Ce pepene mare! În mod normal, Wednesday ar folosi un cuțit pentru a-l tăia. Aș prefera să folosesc o bâtă cu țep și să-l sparg. Haia! Nu m-am simțit niciodată mai vie. Ar trebui să iau o pauză. O să pun bâta jos mai întâi. Ai grijă! Ha? Auci, auci, auci! Mi-am lovit fundul! Întoarce-te să văd! Țepi? Te-ai așezat cu fundul pe bâta mea?
Ei bine, un magnet gigantic îi va trage afară. Stai liniștită! Mă trage și pe mine! Oh! Ce s-a întâmplat? Încetează! Du-te! Ești bine? Hai să vedem! Oh, dragă, arată dureros! Știu, pot folosi un ac! Nu vei simți nimic când îl voi scoate! Gata? Respira adânc, o să-l scot acum! Oh, slavă Domnului că am scăpat! Mersi că m-ai salvat, Barbie! Sfaturi despre tortură? Doar lecția obișnuită de duminică a lui Wednesday! Oprește-te din tușit! Până aici, ai atins limita răbdării mele! Dă-mi păpușa ta să o pedepsesc! Așteaptă! Am o idee mai bună! Să începem prin a-i rade părul! Sărmana Barbie? Nu! Părul ei frumos! Aceasta nu e o transformare a părului pe care o aștepta! Părul meu! De data asta, am nevoie de tot capul! Ce sunet satisfăcător! O să umplu capul ei cu frunze de ceai! Oprește-te din tuse! O să înmoi Barbie în apă, la fel ca un plic de ceai! Apoi o să o scutur ca o solniță pentru a ieși bucățile de ceai! Amestecă, 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 până când apa devine maro! Ia, bea un ceai cald pentru tusea ta! Nu-mi place mirosul! Să trecem la ultimul resort pentru a te opri din tuse! O să-ți lipesc gura cu banda adezivă! Ce liniște! Ce se întâmplă aici? De ce are banda adezivă pe gură? Asta nu o să-i vindece tusea? De ce nu încerci tu însăți? Ce-i trebuie? E un sirop pentru tuse! Aceasta e aroma de portocale! Ia și bea! Nu-mi place medicamentul! Ce? Ce să fac? Știu! O să ascund medicamentul într-o sticlă de suc! O să adaug un pai pentru a o face să arate convingătoare! Ia acest suc cu bomboane delicios în loc de medicament! Ea nu știe că bea direct din sticla de medicament! Vezi? Trucul meu a funcționat mai bine decât al tău! Mă rog! Eu? E o baltă de apă? Ce naiba? Lacrimi? Se pare că mami picioare lungi e într-o situație încurcată! Ajută-mă să-mi descurc brațele! Niciun zgomot puternic în spitalul meu! Ok, îmi voi închide gura! Acum, pentru procedură... Ce? Avem nevoie de foarfeci de grădină! Nu tăia brațele! Amuzant! O să folosesc cricul la celălalt capăt! Pentru ce e asta? Uită-te la asta! O să folosesc cricul să-ți descurc brațele! E mai greu decât credeam! O să am nevoie de o mână? Ce face această mână? Relaxează-te! Te ajută să te eliberezi! Acum va fi mai ușor să-ți scot brațele! Nu, nu, nu! M-ai reparat? Brațele mele sunt libere! Cât îți datorez? 200 de dolari! Dar eu am doar 100? Ei bine, o să-ți tai un braț ca plată atunci! Nu, îmi pare rău! Ia 200 de dolari! Foarte bine, poți pleca! Medicamentul e aici? Hă? Ăsta e? Ouch! Scuze! Nu am văzut asta! Doamne, doar întinde mâna și te voi duce! Am ajuns? Așează-te pe pat! Gata! Think, dă-mi cleștele! Oh-oh! La ce folosește cleștele? E timpul să-ți smulgem niște dinți de plante pirania! O să-i smulg unul câte unul! Ușor! Am prins încă unul! Acesta e destul de ascuțit! Mai sunt câțiva! Ultimul! Am scos toți dinții! Păstrează ca și suvenir, Tink! Așa de greu! Ouch! Bine, să încercăm să dăm jos planta pirania! M-ai salvat!
Oh, dragă, capul meu e plin de muci și urme de mușcături. O să am nevoie de un duș. Wow, am niște monede de aur pentru tine. Frumos, monede de aur, ce generos. Planta pirania e tristă fără dinții săi. Săraca Barbie e sub o ghilotină. Ha, de unde vine ceața asta? Un liliac, știam, Dracula, arată-ți fața. Sunt timid, dar ok. Am colți supradimensionați. Oh, doamne, fomii mai mici, te rog. Să vedem. Ghilotină, știu. Am găsit soluția. Puneți colții chiar aici și o să-i tai. Sigur n-o să doară? Arată înfricoșător. Poate ar trebui să cer o a doua opinie? Oh, bine, o să o fac. Mi-e frică. Nu-ți face griji? Ha? Gata, i-am prins. Ha? Sunt toți mari. Oh. Bine, să-i dăm la ronțăit. Ce-i aia? O să șlefuiesc restul acelor colți încăpățânați. Vezi cu ochii tăi? Gata! Colții mei mari au dispărut, dar acum nu mai am deloc colți. Ai răbdare, te rog. Am o colecție de colți. Alegeți? E o varietate mare. Ce zici de... Ăla? Ok, colți în culori de curcubeu. Îi încerci? Ok. Cum arăt? Mă simt sclipitor. Mersi, doctore, am plecat. Ups, am uitat să plătesc. Monede medievale? Ce pot cumpăra cu ele? Ce păianjen drăguț? Ha, Spider-Man adevărat? Doctor, doctor, m-a mușcat un șarpe? Interesant, te înverzești, iar logo-ul tău s-a transformat într-un șarpe. Sună o boală serioasă? Mă transform în omul șarpe? Calmează-te, o să te deslipesc de șarpe? Trebuie doar să fii foarte delicat, vezi? Ești o salvatoare! Acum o să fie noul meu animal de companie. Bine ai venit acasă! Dar mușcătura de șarpe? Să vedem! Pare că șarpele și-a lăsat colții în tine. Știu ce să fac! O dublă suflantă! Afară colților, fix așa! Desigur, o mușcătură de păianjen? Ouch! O să te transforme din nou în Spider-Man! Wow! Funcționează? Sunt din nou Spider-Man! Oh, da! Plătește! Oh, firar! La revedere, doctore! Oh, îmi datorez bani, insectă! Trebuie să fiu atentă! Oh, ajutor! E Ken și Barbie? Barbie e pe cale să nască? Văd, i s-a rupt apa! E în travaliu? Hai să scoatem bebelușul! Hai, Barbie, relaxează-te pe pat! O să-ți acopăr picioarele cu o pătură? Auci! Strângi prea tare degetele mele! Cred că mi-ai rupt oasele! Să vedem situația bebelușului! Da, e gata să se nască? E timpul să împingi, mămico! Nu, 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 nu! Nu sunt pregătită! Am spus să împingi! Împinge mai tare sau o să trag bebelușul afară cu astea! Nu! Te ajut să te calmezi! O mână care merge singură? Un țipăt a fost tot ce era nevoie pentru ca Barbie să împingă bebelușul afară? Bebelușul nostru! Oh, arăți exact ca mine! Oh, nu! Ariel a prins un cârlig în limbă! Lasă-mă să mă uit mai îndeaproape! Un cârlig de pescuit? Ha? Pare să fie încă atașat la o undiță! O să aflu de unde a venit! Aha! Trage! Wow! Pescar rău! Uite ce ai prins! Ai prins o sirenă! Am prins o sirenă? Așteaptă! Wow! Oh, se pare că pescarul a prins și el virusul dragostei! Nu vreau să sărut un bărbat! De ce nu săruți un pește măcelar în schimb? Mua!
Ceva miroase a pește? Ioc! E așa de dezgustător! Poți să mă ajuți acum? E timpul să tai sfoara? Gata! Du-te, pescarule! Acum limba lui Ariel. O să tai pur și simplu cârligul, apoi o să trag ușor cârligul rămas afară. Ușor! Ai făcut-o! Ha? Încă mai am un orificiu în limbă? Știu ce putem face! Deja având un orificiu în limbă, ai putea să-ți faci o gaură pentru piercing. Schelet fain! E așa de greu, dar îl iubesc! Hai să-mi strici puțin părul! Sunt o sirenă rockstar! Pot să iei toate perlele și cochiliile mele! Trebuie să fiu rock and roll! Bună! E cineva aici? Aciu! O mică sirenă? Cred că ești foarte bolnavă? Ia loc! Think, dă-mi mai întâi niște șervețele! Aciu! Nu pot opri strănutul? Mersi pentru șervețel! E o fântână de muci! Dezgustător! Am prăștiat muci peste tot în biroul meu! Iuh! Sunt și pe mine? Iac! Gata, acesta e cod roșu! Scăpăm de toți acei muci cu un aparat de suflat frunze! Iuh! E prea mult vânt! Ajută-mă! Gata! Aciu! Toți sunt bolnavă! Oh, așa e! Am uitat să-ți dau cu spray medicament! Deschide gura! Nu! Nu-mi place! Știu un truc să o conving! Vrei un spray cu bomboane în schimb? Da! Vreau să închizi ochii mai întâi! Gata! Ok! O să pulverizez medicamentul în loc de bomboane! Iar ea nu o să știe nimic! Așa de dulce! Mă simt mult mai bine acum! Mersi, doctore! Doctor, sunt eu, Ariel! Ce s-a întâmplat? Am nevoie de ajutorul tău! Ascult! E așa de jenant! Uite! Am coșuri pe fund! Nu râde, nu râde! Poți să faci ceva în legătură cu asta? Desigur, hai să mergem! Ce o să facem? Vei vedea! Stai, am și tridentul! Așează-te pe burtă! Ok, și acum ce? Vom folosi tridentul tău! Despre ce e vorba? Ochelarii de protecție bifat! O să-ți sparg coșurile cu tridentul! Serios? Nu o să doară? Oh-oh! Acum va fi un dezastru lipicios! O să am nevoie de un duș după asta! Coșurile sunt mari și lipicioase! Cred că a fost ultimul! Mă simt mult mai bine acum! Mă bucur! A fost un sacrificiu pe care ar trebui să-l fac! O să pulverizez un spray antiseptic pentru a preveni infecția și o să acopăr cu un plasture! Wow! Pot să mă așez din nou! Plata? Uite! Pot să ia agrafa mea de păr făcută din perle? E foarte valoroasă! Eu nu port agrafe de păr! Bine, poate pot să o vând! Pentru monede de aur! Următorul job al lui Wednesday e... un șef într-un restaurant de sushi? Deci, am voie să mă joc cu cuțitele! Nu ar trebui să gătești cu asta! Poți urma această rețetă! Trebuie să faci sushi! Sushi? Să vedem! Sushi înseamnă că am nevoie de pește! Iar acea sirenă are o coadă de pește! Am găsit ingredientul! O să-mi trebuiască niște picioare și o plasă ca să o pot prinde! Ajutor! Astăzi e o captură mare! Vino aici! Ajutor! Ajutor! Wow! Bucătarul ăla mi-a dat picioare! Mersi pentru coadă! Îmi plac noile mele picioare! Hai să tăiem! Mereu mă distrez folosind cuțitele! Trebuie să scobim bunătățile din interior! Le-am prins! Carne proaspătă de pește! Un nigiri special e servit! Ia-ți picioarele de pe masă! Mâncarea ta e aici! Ce e asta? Miroase familiar!
Oh, mă rog, abia aștept să gust. Așa de bun, iată plata. Foarte bine. O să țin în pușculița mea. Deschide-te. Merci. Acum sunt pasnic într-un cinematograf. Nu sunt permise bomboanele? Pot face asta. Stop! Nu sunt permise bomboanele înăuntru. Am spus nicio bomboană, altfel... A fost distractiv. Stop! Nicio bomboană? Nu am niciuna. Ia să-ți verific brațul. Ți-am spus, nicio bomboană. Bine, dăm biletul. Wednesday are o viziune. Așa că tipul ăsta chiar a adus o mână falsă în care poate ascunde bomboanele. Cineva e în belea. Think, am nevoie de tine. Vreau să faci Skanderberg cu tipul ăla. Hai, haide! Ha? Te urmăresc. Și începe confruntarea. 3, 2, 1, începeți! E așa de puternic! Nu pot să pierd! Oh, nu! Mâna mea e falsă! Ahaha! Ascundeai bomboane tot timpul! Ups! Ieși afară de aici! Doare! Bine lucrat, Sting! Bate palma! Salariul meu! Hai să-l ținem în pușculița ta! Nu-l cheltuim, îl păstrăm acolo! Să furi o bomboană! Următorul ei job e... Ce? Sunt coafeză pentru o păpușă Barbie? Măcar îmi păstrez cuțitul de tăiat! Ha, un alt cap de tăiat! Nu, aș vrea să-mi faci coafiura aceea de Barbie! Bine, bine! Te rog, culcă-te pe masă de tăiat! Am învățat acest truc cu cuțitul când eram bucătăreasă! Oare intenționează să facă o coafiură de sushi? Vezi ce pricepută sunt la tăiat? Perfect! Următorul pas, trebuie să intri în mașina de spălat. Asta pentru a-ți vopsi părul în negru. Wow, wow, wow! Gata! Arăți perfect! Iată plata! Dar ce? Oh, no! Voi lua bani acum! Ce job e de data asta? Dați jos reflectorul! Se pare că sunt medic veterinar! Unde sunt eltele mele? Un stetoscop și o seringă? Aleg seringa! Iată primul meu pacient! Vino aici! Acul ăla e înfricoșător! Relaxează-te, nu iac! Hai să-ți arăt cum această poțiune poate transforma planta în ceva mai bun! Vezi? Drăguț! Ascundeți dinții ascuțiți! Bine, niciun ac în plus! Hai să verificăm câinele! Câinele meu și-a rănit lăbuța cu un ciob! Avem nevoie doar de o pompă pentru asta! Fii calm, problemă rezolvată! Ce ușurare! Așteaptă! Nu pot să lași să meargă descălțat! Ce e cu acul? Vom folosi baloane ca pantofi pentru câinele tău! Da! Câinele meu se simte mult mai bine! Baloanele mele, te rog! Cât îți datorez? Acum trebuie să fie suficient! Du-te de aici! 50? 100? Bingo, bingo! Livrare de bani! Frumos! Ai putea să-mi așez dinții? Arăt eu a dentist! Vreau să văd instrumentele! Hai să-ți ciocnim dinții! Nu! Ce zici de folosirea unei seringi gigantice? Nu, nu! Știu, ar trebui să-i smulgem! Nici vorbă! Așteaptă, am o idee mai bună! Un arc și o săgeată? O să leg un fir în jurul dintelui tău, iar celălalt capăt îl leg de săgeată! Ești pregătită? Aaaa! Wow! Dintele a dispărut!
acum ce facem? Să văd mai întâi dinții tăi. Deschide gura! Trebuie să-ți înlocuim dinții din față. Ce zici de lumânări de ziua de naștere? La mulți ani, nu? Și viermi? Nu! Bine, ce zici de ursuleți din jeleu? Îmi plac ursuleții din jeleu. Acum pot pleca? Nu, fără bani, fără dinți din jeleu. Bine, iată plata! Excelent, acum poți pleca. Mai multe câștiguri pentru ziua de azi. Ce se întâmplă cu tipul ăsta? Nu, nu știu cât e ceasul. Geanta mea! Hoț, ajutor! Ce? Presupun că acum sunt polițist. Mulțumesc, domnule polițist. Scuze, am nevoie de mâna aceasta. Prinde-l, ting. Hoț rău. Ce s-a întâmplat? Mă doare capul. O bomboană? Uite ce avem aici. Geanta mea, mersi. Aș vrea să-ți dau o recompensă. Bani, mersi. Du-te de aici, nu putem cheltui încă. Aceștia merg la pușculița noastră de bani. Te rog, fă-mi unghii elegante. Așteaptă? Nu ar trebui să te transformi în lup în timpul unei luni pline? Wow! Nu mănânci pe nimeni! Acest con ar trebui să te facă să te comporți frumos o vreme! Aceste gheare sunt prea aspre! O să am nevoie de un instrument mai puternic! Acum stai liniștită! E mult mai bine așa! În sfârșit, acum alege o culoare, te rog! Culor pastel? Unghiile tale sunt gata! Îmi plac noile mele unghii! Nu-l mânca pe prietenul meu sau altfel? Desigur, voiam să-ți dau doar banii! Încă o plată! Cine e la ușă la ora asta? Sunt noua dădacă! Oh, bineînțeles! Intră! Bine ai venit în casa noastră! O să discutăm regulile casei! Plictisitor! Să-mi retușez rujul! Înainte să plec, asta va fi plata ta! Dar o vei primi după ce termin treaba! Vreau acest ruj! E al meu? Nu faci asta? Pot să cred că ai mușcat rujul meu preferat! Scuipă-l! Groaznic! Scuze! Nu! Nu plânge! Bine, îți dau bomboane, doar taci! Bine, e timpul de un truc! Fii răbdătoare! Toarnă cu grijă Coca-Cola într-un tub de ruj gol! Lasă-mă în pace! Unde am rămas? Am făcut-o! Aproape sunt gata! Unde sunt bomboanele mele? Lasă Coca-Cola să înghețe puțin! Acum e gata! Nu mai tângui! Iată-ți rujul bomboană! M-a epuizat! Dădacă, trezește-te! Plata ta e pregătită! Miros bani! O să ne îmbogățim, Ting? Da! Ce? Avem suficient pentru a-ți cumpăra skateboardul visurilor tale! În sfârșit pot să arăt ce știu să fac! Următorul ei job e... Sunt zâna, măseluță? Asta e ridicol! Luați aceste aripi urâte! Aș vrea să pot dispărea! Iarăși, nu funcționează? Ce te face să crezi că vreau dinții tăi? Uite, copile, nici măcar nu am bani să-ți dau! Portofelul e gol! Gol! Am zis banii pentru dinte! Am zis nu! Închide gura! Dacă nu vrei să zâmbești, te voi face să zâmbești!
Gata, vino să-ți iei dintele înapoi. Ha? Am o soluție pentru asta? Hai să scoatem banda. Acum deschide gura larg. Îți voi lipi dintele înapoi. Haia! Perfect! Dintele meu e înapoi? Wow! Urăsc ca acest job! Wow! Plata ta! Bine lucrat! Un ban? Mă rog! Banii sunt banii! Nu acceptăm monede! Taci, iau-o pur și simplu!